Guvernul a adoptat o hotărâre în baza căreia polițiștii locali vor beneficia de normă de hrană lunară, decizia fiind considerată binevenită. Măsura le permite consiliilor locale să stabilească valoarea normei de hrană pentru polițiștii locali. În cazul polițiștilor locali din Zalău, aceasta ajungând la aproximativ 700 de lei pe lună. Există la nivel național promovat o, o ordonanță de guvern din 2014 care atribuie normă de hrană polițiștilor locali. Conform prevederii respective, autoritățile locale care erau menționate în acea ordonanță, ca și având atributul de acordare cu avizul lor a normei de hrană și cu încadrare în bugetul local al unității administrative teritoriale, și au intrat în atribuții și au aprobat o hotărâre de Consiliul Local în 1 ianuarie de atribuirea normei de hrană polițiștilor locali care se ridică la un nivel valoric, expresia financiară cum ar veni, valoarea financiară a normei de hrană, fiind la nivelul a 720 de lei net, care este o sumă neimpozabilă. Sigur că noi o considerăm aici foarte benefică, ne-am luptat foarte mult pentru atribuirea normei de hrană. Sindicatul nostru, în legătură cu alte sindicate din țară, pentru că sunt multe sindicate în țară la nivelul polițiilor locale, nu ne-am unit toți sub un singur sindicat, am luptat pe mai multe fronturi, mai mulți ani de zile și până la urmă, uite că a reușit. Și efortul acesta de, de reușită era susținut tocmai din necesitatea salariului, foarte mic, pot să spun, al polițiștilor locali. Avem polițiști locali care lucrează cu salariul minim pe economia națională, 750, 800 de lei, 900 de lei un polițiști local care trebuie să-și facă treaba sâmbătă, duminica, de sărbători legale, de Crăciun, de Revelion, de Paști, ziua, noaptea, când intră tură,